S-a aprobat proiectul vizând reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată din județul Mehedinți. Este cel mai mare proiect câștigat vreodată de către județ. Vorbim de peste 90 de milioane de euro. Vor beneficia 160.000 de locuitori. Vizează executarea 190 de kilometri de rețele de apă noi. De asemenea, vizează reabilitarea a alți 64 de kilometri de rețele de apă. Legat de canalizare, vom executa 170 de kilometri noi și vom reabilita alți 56 de kilometri. Pe lângă cele două stații de epurare de la Drobeta și Vânju Mare, proiectul vizează executarea altor patru noi stații de epurare. Vorbim de Drobeta, Turnul Severin, Gura Voi, Breznița, Ocol, Magheru, Cerneți, Dedovița, Nouă este prima, după aceea Strehaia, Comanda, Vânju Mare și Mian, Cușmir, Cușmirul Mic, Aurora, Izim și Obârșia de Câmp. Braniștea, Goanța este o altă aglomerare și pe listă am reușit să introducem și Rogova. În perioada următoare se vor căuta soluții și pentru celelalte localități mehedințene care încă nu beneficiază de astfel de servicii.